Asta nu, că n-a dat părerea lumea interesează. Noi știm că se mișcă. Dacă se mișcă Pământul, ce e deasupra, și chiar și noi, primim mișcarea aia. Și putem să ne speriem, putem să ne zgârțim. Ei, hai să vedem. Claudiu, hai să vedem cum facem cu un cutremur să mișcăm această casă și aici, ca să fie ca de adevăratele, avem și stratul ăsta verde, care înseamnă Pământul. Pământul e ceva mai moale decât piatra, nu? Partea de dedesubt este piatra aia unde este, sunt stratele de jos, de unde vine cutremurul. Roțile astea zicem că este... apa. Ce o fi acolo de desubt, unde se mișcă plăcile, miezul ăla pierdit de-al Pământului, și aici undeva Claudiu o să fie șeful cutremurului și face cutremurul. Și noi vedem cum se mișcă o casă la cutremur când stă ea pe Pământ, așa cum este ea, orice casă făcută și școala asta. Ia să vedem, Claudiu, ce este. Deci ea începe încet. Deci poate că dacă împinge prea tare, s-ar putea să vrea să se restorne. Eu de cum s-a ridicat pe Pământ asta? Pentru că ea nu are o fundație adâncă în Pământ. Că dacă ar avea o, cum au casele adevărate, nu s-ar sălta așa. Dar deocamdată ea este, uite, destul de slăbuț cum să... Vedeți? Cum se deformează. Păi nu e bine. Claudiu, hai să întărim casa asta nițel. Cum o întărim? Ciment. Întărituri sau contravântuiri, cum le numim noi specialiștii. Punem niște brațe în plus aici, ca să ajutăm casa să țină mai bine la cutremur. Ele când la casa mare, așa cum e făcut, ele se prind cu niște șurupuri, cu niște cuie, cu niște plăci de metal. Noi acum avem noi o șmecherie aici și le prindem repede, ca să nu pierdem timp. Și mai avem o chestie pe care o să înțelegem. Dacă o astfel de casă are un acoperiș prea greu și de aia nu s-a comportat bine. Și uite, ne uităm aici, îți facem acoperișul ăsta prea de greu. E destul de greu. Ia uite, dar asta e ușor. Hai să schimbăm și acoperișul ca să fie casa să se comporte mai bine la cutremur. Dacă o să vă duceți la munte sau la bunicul, dacă e mai spre deal, spre munte, încolo, spre Sinaia, spre Câmpul Lung, spre Pitești, și vedeți o casă de asta când se construiește, să-i întrebați pe meșterii, dom'le, ai pus contravântuire, așa că nu o să le fie bine la cutremur dacă nu le are pe asta. Deci dacă are, nu ai stâmpi așa, nu e destul. Trebuie să ai diagonalele astea, că ele ajută casa. Pe urmă, ele se acoperă cu niște pereți, nu se văd. Dacă e o casă care e terminată, nu puteți să le vedeți. Dar una care este în lucru, vă uitați și pe acolo, nu duceți prea aproape, să nu vă lovească vreun lemn care cade sau urmește. Băgați-ne seama că sunteți deja copii din generația internet, care vedeți atâtea lucruri la televizor și trebuie să le învățați, să le comparați cu ce vedeți acasă, cu ce vedeți la bunic, cu ce vedeți în excursie și cu ce învățați. Și totuși ne trebuie să intrăm și în spate, nu? Deci noi acum am început să întărim casa. Ca să fie mai solidă. Un acoperiș ușor. Oh,
știi ce? Uite, eu zic, hai să o punem să stea direct pe piatră, că pământul, uite ce moale. Hai să scoatem pământul. Cu aceste contrabântuiri, a scos pământul moale, adică am băgat casa să stea pe ce s-a spus, să stea pe ce s-a spus. Așa, ia să vedem. Putem observa diferența de comportare. Vezi că acum stă și noi să mă scurim. Nu se mai mișcă așa? Aici, sigur că dacă o prindeam cu niște șurupuri de asta sau o limpeam cu ceva, și mai bine să se comportă. Dar deocamdată, la când este așa, noi oricum o vedem, că se comportă mai bine. Deci asta trebuie să ne spunem noi, să fie acoperit la bunicii și la meșterii ăia. Noi nu am fost la școală, ăștia nouă ne-a prezentat o lecție. Fiți atenți, ați făcut acoperișul ăla să fie mai ușor, la munte acolo, tot îl face dintr-o șindrilă, ăla este ușor. Dar să nu fie de nu știu ce cingle groase, să fie ceva mai drăguț. Noi am învățat la școală, iar fiți atenți voi acolo cum faceți casa aia. Ha? Aveți curaj? Da! Ei, acum, asta a fost pentru că mergem la țară și la munte și vedem căsuțele, vilele și cabanele care sunt la noi, aici orășeni, în miezul Bucureștiului, trebuie să ne mai uităm și la clădirile înalte. Și aici avem noi un model. Așa cam cum ar arăta scheletul unei clădiri înalte din ale noastre, de astea de Calea Moșilor de aici. Și ia să le vedem noi cum se comportă la cutremur. Mașinuța asta de aici știe să facă un cutremur, cum făcea Claudiu aici, puțin diferit. Deci noi aici avem. Deci am început să mișcăm bine și ce vedem? Clădirea asta înaltă și flexibilă, așa ca o trestie, că n-are pereți, n-are nimic, n-are decât scheletul. Deci n-am apucat să mișcăm bine. Și ea se mișcă. Asta nu s-a mișcat așa de mult, care e mai joasă și mai mișcă. Zile înalte, întotdeauna au o oscilație, o mișcare care nu e deloc într-abună. Ia să vedem. Asta a fost un fel de cutremur, un cutremur mai lent, cum e cutremurul de Vrancea. Noi avem acolo, lângă Focșani, undeva zona unde vin cutremurile astea mari de România, cum a fost ăla din 77. Ia să vedem, acum avem un alt cutremur care este mai trepidat. Cutremurul ăla mai trepidat, sunt mai multe feluri de cutremure, face să se miște mai rău casele joase. Unele supere la un fel de cutremur, altele supere la alt fel de cutremur. Dar acum, noi care ne pricepem la așa de multe lucruri, știm că și putem să stăm cu casa așa goală, să se uite vecinii cu premia și trebuie să aibă niște pereți. Și hai să-i punem niște pereți și să vedem pe urmă ce se întâmplă cu casa noastră. Ia am pus pereți. Ăsta e acoperișul. Și la acoperiș a trebuit, dar n-am eu aici la îndemână să-i pun și la acoperiș, dar acoperișul ne facem că nu băgăm de seamă, e mai mititel și am pus peste tot. Niște pereți, sigur, aici noi am pus din polistiren, dar ei sunt făcut din... Se mai întâmplă. Dacă nu ți-ai luat meșter ca lumea, mai face și greșel. Dacă nu e bun polistirelul, pune mâine de fier. Pe simplu să întărești o casă. Să te pricepi puțin. Da, și material ne pune la mână. Am de ce scrie. Te uiți aparat? Mă scuzați, dar te da, trebuie. Și o să-ți spune de aceea.
mai îndoaie. Așa se întâmplă la cutremur. Mai zboară niște pereți, trebuie să știm să ne păzim de ei și așa mai departe. Dar asta la un fel de cutremur. Dacă e la cutremur, la altul mai balanțat. Să poate să se întâmple ca cineva de la parter să zică, băi, eu vreau să-mi fac aici, să-mi fac un butic și nu mi-ajunge că am camera aia atâta și uite, peretele ăla îl scot, pe ăla îl scot, cheamă meșterii și îi pune bum, 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 bum și dă jos pereții ăia de cărămidă, că să-și facă un magazin mai mare, crede el. Și nu treabă și nu cere autorizație de la inginer și de la primărie ca să facă o treabă ca lumea, pune un meșter. Câte n-ați văzut voi când bubuie prin bloc pe acolo? E, și ce se întâmplă când scot de la parter, unde sunt magazinele, dacă scoți zidăria, sigur că dacă o scoți cu minte și cu știință de meșter, deștept și de inginer, nu se întâmplă nimic, dar dacă nu... Ia uite ce se poate. Pereți drame, cum sunt ăștia de fier aici, mai că nici nu i-a păsat. Deci o zgârșim puternic. În timp ce asta de jos, unde s-a scos pereții, uite ce de chestii se poate întâmpla cum se...